Hei, salutare dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță, două secunde, și la tot ce este mai frumos. Haideți să vedem care sunt mesajele pe care Spiritul vrea să vi le aducă astăzi și să vedem una bucată titlu de emisiune sau semnătura energetică pentru astăzi. Ia să vedem despre ce este vorba în ecuațiune. Opa, strangers! S-ar putea, cine știe, astăzi să vă întâlniți cu persoane total necunoscute care, cine știe, poate vă oferă niște daruri, niște cadouri. Întotdeauna când întâlnim persoane noi în viața noastră, este un indiciu că ceva din energia noastră s-a schimbat. Dacă nimic nu s-ar schimba, elemente noi în realitatea noastră nu ar apărea, așa că uite, ceva nou se întâmplă acolo, ceva s-a schimbat, acum că e de bine, că nu e de bine, va vedea fiecare pe persoană fizică. Bun, deci întâlnire cu persoane necunoscute astăzi. Bun, mergem mai departe, haideți să vedem și pe partea astrelor ce se întâmplă. Ok, bun, și vedem joy and play, bucurie și jucăușenie, casa a cincea, că tot vorbim de, scuzați-mă, vorbeam de persoane care apar în viața voastră și mai vedem și energia lui Marte. Nu știu dacă sunteți voi guvernați de Marte sau poate una din aceste persoane, nu știu dacă neapărat este în berbec, poate să fie și în scorpion, nu contează, dar vedem impulsul acesta poate de a merge undeva în locuri noi pentru a întâlni, așa că neapărat te duci exact pentru a întâlni persoane noi, dar dorința aceasta de a învăța ceva nou, de a merge în locuri noi, s-ar putea să spună cuvântul astăzi și uite, așa apar aceste noi cunoștințe. Foarte bine, foarte frumos, ne extindem orizonturile. Hai să vedem. Ok, și vedem ruperea unor lanțuri și conștientizări importante. Poate unii dintre voi v-ați săturat să faceți același lucru sau să vă întâlniți cu aceleași persoane și doriți această schimbare în viața voastră și uite că vine Pluto cu transformarea. Se încheie, spune spiritul, anumite situații care, mă rog, nu mai duceau, să zicem, la creșterea și dezvoltarea voastră și uite că ies, dragii mei, dragi, ies în lume să cunoască lucruri noi și să cunoască oameni noi. Intenții astăzi mai vedem și self-love, da? Iubirea de sine. Sunteți voi care ați creat, spune spiritul, acest moment de noutate, această oportunitate de a ieși undeva, merge undeva și opa, a face niște lucruri noi. Dacă voi credeți că eu ajung la cartea care tot... Uite că am ajuns. Mamă, mamă, puțin mai multă încredere în mine n-ar strica. Bun, hai să vedem. Bun, beginnings. Noi la începuturi vedem aici energia lui Jupiter, noroc, expansiune, șanse bune, aș zice eu, dar vedem și acțiunea, curajul de a acționa, că degeaba te duci tu într-un loc și stai ca momâia, să zicem, dacă nu ai curajul să acționezi. Înțelege, spune spiritul, că este creația ta. Bun, foarte bine, foarte frumos, suntem pe energie de noi începuturi, ceea ce contează cel mai mult. Haideți să vedem și un mesaj din partea Doamnei Lună. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar aceste întâlniri pot duce la relații foarte frumoase de prietenie sau de altă natură. Bun, luck is on your side, iată-te, norocul este de partea ta, am văzut energia lui Jupiter mai devreme. Așa că nimic nu te poate opri, da? Să rămâi acolo unde ești. Dacă tot ți-ai luat avântul ăsta, du-te până la capăt, căci astrele sunt acolo pentru tine. Mergem mai departe și să vedem, da? Lucruri frumoase, jovialitate, impulsul acesta de a merge mai departe și a face lucruri noi și ia câtă mișcare pozitivă înainte. Nu știu dacă pentru unii dintre voi astăzi este despre a călători. Călătorește, ia cartea de Shadow, da, cartea lunii, ieșirea din umbră, da, și vedem aici, am văzut mai devreme, de fapt, acest moment de conștientizare a faptului că vine momentul să ieșim din umbră și să mergem către lumină, să mergem către soare. N-ai cum să rămâi tot timpul în umbră, să ne înțelegem că există niște cicluri naturale acolo de lumină, de umbră, de, nu știu, vară, iarnă și așa mai departe. Uite că vine momentul.
E, și uite și deciziile, da? Ce fac, pe ce ușă intru de data aceasta? Decizia întotdeauna ne aparține și nu se poate băga spiritul acolo să ia deciziile pentru noi. Decizia în unele cazuri va fi de genul: ok, mă mai sacrific eu pentru cei din jurul meu sau încep să trăiesc viața pentru mine? Că m-am tot bălăcărit aici în apele acestea murdare, dar uite că am obosit. Acum înțeleg ce am de făcut. Acum înțeleg că aș vrea să merg într-o altă direcție și după cum bine vedem aici, să zicem așa, astrele sunt favorabile, spiritul te încurajează să faci această mișcare și să rupi pattern-urile acelea, modelele acelea învechite. Folosește-ți intuiția și cred că intuiția este cea care îți va spune, nu știu, răspunde la acel mesaj sau răspunde, da, iată-te și comunicarea. Dă curs invitație pe care ai primit-o, nu știu, astăzi sau în zilele anterioare și așa mai departe. Du-te acolo pentru că este favorabil pentru tine. Vei întâlni persoanele acelea noi, nu se știe niciodată la ce lucruri frumoase pot duce astfel de întâlniri. Încă o dată, această carte a lunii clar arată o ieșire dintr-o perioadă poate mai întunecată pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate reprezenta cineva în rac cu ascendent Venus, lună, nodul nord în rac. Uite și o răscruce de drumuri aici, planul este acolo jos la picioarele voastre, ce fac, mă duc sau nu mă duc. Poate să fie vorba și despre o ofertă, da? Cine știe, sau o idee pe care una din aceste persoane, uite și ideea, o să o aducă la cunoștința voastră. Uite, măi, m-am gândit să fac chestia asta sau am o idee în minte, vrei să te asociezi cu mine sau vrei să mergi cu mine pe drumul acesta, da sau nu? Și iată, atunci stăm și ne gândim, luăm ce decizie luăm, cum am zis, pe ce ușă intrăm de data aceasta. The Nine of Cups, da? 9 de cupe, carta dorințelor împlinite, dar este, iată-te, sub cartea spânzuratului, mai amân mersul ăsta, să zicem, către ceea ce-mi doresc cu adevărat, mă mai pun eu pe ultimul loc și las pe ceilalți să, nu știu, să-și trăiască viața sau bașca, ai mai și ajuns să-și îndeplinească visul sau îmi dau seama că și eu contez pe lumea asta și uite, de data aceasta mă aleg pe mine. Alege-te pe tine, așa cum am spus, șansele sunt de partea ta, de marea preoteasă, ce să vezi cu cel de-al treilea ochi și anume intuiția. Ascultă-ți intuiția, nu știu de ce, clar nu o să fie pentru toată lumea, poate unii dintre voi veți întâlni pe cineva care stă foarte, foarte bine cu intuiția și o să vă dea niște informații importante, dar este doar pentru unii dintre voi să ne înțelegem. Hai să mergem mai departe și să vedem și de aici ce mesaje vrea să aducă. Hopa, spiritul pentru astăzi. Concern, iată-te îngrijorarea, dar nu ai de ce să te îngrijorezi pentru că îngrijorarea nu face decât să te țină pe loc. Dacă îți faci griji în privința a ce spune unul altul din jurul tău, n-ai înțeles nimic din viață. Bun, și vedem cartea îndrăgostiților. Poate să se aplice și pe partea de relații, da, să se încheie ceva și să apară o oportunitate prin întâlnirea unei persoane noi, da, poate să fie fără doar și poate, dar la fel de bine poate să vorbească și despre noi parteneriate. No, ce să faci? Asta este, pentru unii este o conștientizare a faptului că fie nu ești tu autentic într-o relație și atunci mai bine te duci pe câmpii, fie că cineva ascunde niște lucruri, da, legate de o altă persoană și atunci stai și te gândești pe bună dreptate, te gândești, băi, da, de ce stau eu să-mi fac lucrurile astea mie, da? De ce nu mă respect și de ce nu mă iubesc suficient de mult încât să-mi văd eu de drumul meu. Marriage, pentru unii dintre voi vorbim despre o căsătorie, da, și încheierea unei treburi, transformarea acestei situații prin detașare și prin alegere a propriei persoane. Ok, vedem și cartea persoanei văduve. Acum nu știu dacă este cazul pentru unii dintre voi, nu știu, sau cineva preferă să stea în această situație decât, da, de singurătate, la asta mă refer, decât să mai aparte la astfel de treburi. Pentru că vedem, pot exista niște discuții sau exista niște discuții în trecut vis-a-vis de o situațiune. Da, mesaje, ia câte mesaje, comunicare, vedem din partea unei persoane. Acum, dacă deja s-a încheiat această situație cu discuțiile, cu falsitatea, cu lucrurile ascunse,
S-ar putea această persoană să vrea să ia cumva legătura cu voi și ia cătă și cartea de comunicare, nu știu, poate să fie comunicare online sau poate toată situația asta era undeva la locul de muncă pentru unii dintre voi. Mă rog, important este să-ți asculți intuiția, să vezi tu ce zice acolo. Hai să vedem și un mesaj din partea amorului Ghebos pentru astăzi. Chemarea sufletului pereche. Da, cheamă-l în continuare, dar fă și ceva în privința asta, da? Adică, dacă ți se ivește ocazia să mergi, să ieși într-un anturaj nou sau ești invitat la o petrecere sau cine știe, du-te, da? Pentru că, nu știu, dacă o să vină să-ți bată la ușă. Da, real feelings, iacătă, unii dintre voi s-ar putea să vă dați seama că ceea ce simțiți, poate pentru cineva este pe bune sau poate cealaltă persoană simte lucrul acesta. Open your heart, da? Deschideți inima când vine vorba despre iubire, da? Unii dintre voi s-ar putea să fiți la distanță de această persoană pentru care nu ați recunoscut că aveți sentimente. Și s-ar putea să ia legătura cu voi. Nu știu, poate să fie, dar dă-ți voie să fii autentic. Poate vine ziua conștientizării faptului că, băi, stai puțin că de fapt, uite, eu simt nu știu ce și nu știu cum pentru Cutărescu, da? Și atunci lucrurile capătă sens într-un mare fel. Haideți să ne întoarcem mai frumos așa la întrebările noastre, adică voi la întrebările voastre și noi la răspunsuri. Și haideți să vedem, da, cele trei variante de răspuns 1, 2 sau 3. Puteți spune și în trei întrebări, la urma urmei, dacă vreți lucrul acesta. Haideți să vedem, răspunsul numărul 1 este compromise. Iată-te, compromisul. Vrei să te mai compromiți sau nu vrei să te mai compromiți sau poate e nevoie să faci un compromis pentru a ajunge acolo unde îți dorești tu cu adevărat. Da, acum trebuie să-ți răspunzi ce-mi doresc eu cu adevărat. Pentru răspunsul 2 este unlikely, da? Nu e, sunt foarte mari șanse să se întâmple lucrul acela la care tu te-ai gândit sau, mă rog, pentru care ai formulat o întrebare. Și pentru numărul 3, răspunsul este let go, renunță. Da? Renunță pentru că nu este de tine, orice ai face, lucrurile nu se vor schimba acolo. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!